veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prin harul Domnului vom studia împreună în lecția a noua din tematica Hristos și spășirea câteva noțiuni despre chemare și alegere. Amintiți-vă de cuvintele Mântuitorului când a spus: mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Mântuirea este posibilă pentru orice om din lumea aceasta, dar ea nu va fi realizabilă în mod definitiv decât pentru cei aleși. Nu toți cei chemați în pilda nunții Fiului de Împărat au avut parte de nuntă, fiindcă mântuirea nu se realizează din oficiu, nu în mod natural oamenii pot să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Este o procedură divină. Oferta mântuirii este pentru toți. Ispășirea este generală, dar doar cei aleși vor fi răscumpărați. Haideți să privim mai întâi la câteva aspecte de ordin general, după care să intrăm în a analiza alegerea și chemarea. Domnul spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 16, arătând că mântuirea este izvorâtă și desfășurată din iubire. Și iubirea lui Dumnezeu este imensă. În ea poate fi încorporat orice om, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar trebuie să cadă accentul pe fiecare dintre aceste expresii, și pe oricine, și pe a crede, pe toate. Iar Petru reia aceeași idee în a doua sa epistolă, în capitolul 3, vorbind în mod pregnant pentru vremea noastră. Versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dincolo, credința este legată direct de viața veșnică, aici se punctează și aspectul pocăinței, ca un pas obligatoriu, o etapă necesară în a intra în viață. Adăugăm și din Romani, capitolul 5, versetele 18 la 20, o altă dovadă a posibilității largi de mântuire, fiindcă Dumnezeu a răscumpărat întreaga rasă umană. Dumnezeu nu a murit doar pentru o generație, pentru un anumit neam și pentru toți oamenii ieșiți din Adam. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și de asemenea citim 1 Ioan, capitolul 2, versetul 2, unde ultimul apostol rămas printre ucenici scria următoarele: El, adică Domnul Hristos, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, fiindcă pentru cei credincioși deja se realizase ispășirea, evident, pentru etapa aceasta pământească. Și nu numai pentru ale noastre. Posibilitatea rămâne deschisă, oferta este în vigoare, ci pentru ale întregii lumi. Dar nu toată lumea va fi mântuită, doar aleșii lui Dumnezeu. Domnul Hristos, ca unul care știa în mod exact lucrarea aceasta, s-a rugat în Ioan 17, în versetul 9, făcând o distinție clară între ucenici, cei care vor crede în ei, și restul lumii care vor rămâne în păcat și în moarte. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Ne-a pomenit, putem spune, și pe noi, versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu toată ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Posibilitatea lumii de a crede, dar în același timp, evidențierea clară a unei părți din lume, care va rămâne cu diavolul. Pavel în Tit, capitolul 1, versetele 1 și 2, din nou pune accentul pe mântuirea
rezervată celor aleși. Pavel, roba lui Dumnezeu și apostola lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Mântuirea este o certitudine totală, dar doar pentru aleși. Atunci întrebarea este, cine vor fi aleși? Altă întrebare, există o predestinație divină totală, independentă de orice comportament uman anterior și posterior? Sau, oferta fiind pentru toți, oamenii au posibilitatea să aleagă în mod liber dacă vor fi sau nu mântuiți? În cartea Apocalipsei, în capitolul 13, se face o observație în dreptul ultimei generații, dar cu rădăcini înainte de crearea omului. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Deci, și mielul a fost prevăzut de atunci, și cei aleși, numărul celor aleși, planul în întregime, este menționat în Scripturi potrivit cu descoperirea gândirii divine ca datând dinaintea creației, așa cum este prezentată ea în Genesia, privind partea terestră, în mod special și omul. Să privim acum la alegerea lui Dumnezeu, o alegere care trebuie înțeleasă prin prisma capacității lui Dumnezeu, o alegere conștientă, nu o alegere arbitrară care nu ține cont de factorii existenți. Scriptura ne prezintă previziunea divină și în această privință avem doi termeni în limba greacă care ne ajută să înțelegem. Expresia prognosis, de unde avem noi expresia prognoză, a cunoaște mai dinainte. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile cu anticipație totală. Iată ce scrie în Fapte, capitolul 15, versetul 18. Domnul, care face aceste lucruri, și acum partea ce ne interesează pe noi, și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Aici este expresia prognosis. Dumnezeu a cunoscut mai dinainte, adică exact de la început, din veșnicie. Există o altă expresie, pro horizon, care înseamnă a predetermina, a decide înainte ca să se întâmple. Deci Dumnezeu, care cunoștea totul, a decis ce face înainte ca lucrurile să aibă loc. Și sub aspectul acesta putem să înțelegem alegerea lui Dumnezeu. Previziunea, cunoașterea anticipată a lui Dumnezeu determină alegerea. Și acest adevăr îl citim din două pasaje biblice, mai întâi Romani 8, versetele 29 și 30. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, și noi putem nota, din veșnicii, atunci când a scris cartea vieții mielului, i-a și hotărât, deci a decis, mai dinainte, ca ei să fie în viață, să fie chemați la mântuire, a decis să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, urmează etapa de care vom vorbi noi în partea a doua. I-a chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți, adică s-a produs substituirea, neprihănirea Domnului a trecut asupra lor, păcatele lor fiind luate. Iar pe aceia pe care i-au socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, i-a integrat în drepturi depline, radiind orice efect al păcatului. La Dumnezeu este întâi alegerea și apoi chemarea, chiar dacă sunt chemați mulți, pentru că în final există o altă latură a alegerii în care suntem incluși și noi
și despre care vom vedea imediat. Celălalt pasaj îl citesc din 1 Petru, capitolul 1, versetele 1 și 2. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Și acum prezintă criteriul după care au fost aleși. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, apoi procedura în derularea alegerii și a mântuirii, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Dea Domnul și nouă. Amin. Haideți să vedem acum din Scripturi care sunt aleșii lui Dumnezeu potrivit acestei proceduri pe care noi nu putem realiza, că nu cunoaștem dinainte. De aceea este și mai greu să o înțelegem. Dar noi o credem, înțelegând că Dumnezeu este atot știutor, atot puternic. În Vechiul Testament, în limba ebraică, avem expresia Baucher, care înseamnă a selecta, o persoană aleasă. Dintr-un grup de oameni, ai selectat pe unul sau pe câțiva. Ca să observăm un context în care apare această expresie, citim din Psalmul 105, versetul 6. Sămânță a robului său Avraam, copiii lui Iacov, aleșii lui, Avraam și urmașii săi, prin Isaac și apoi prin Iacov, au fost selectați de Dumnezeu. Și amintiți-vă că Dumnezeu îi spunea la Israel în mod repetat: eu v-am luat dintre neamurile pământului. A fost o alegere făcută de Dumnezeu. În Noul Testament avem expresia eclectos, luat de Dumnezeu. Și citim din 1 Petru, capitolul 2, versetul 4, unde vom vedea că noi beneficiem de un har similar evreilor în Vechiul Testament. Am fost aleși, selectați de Dumnezeu. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, ceea ce însemna o mai puternică alegere, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe Dumnezeu l-a costat alegerea aceasta. Noi am fost cumpărați cu un preț imens, de neegalat. Și ca să facem legătura și să dovedim că este vorba de același gen de alegere, vom citi din Romani, capitolul 9, unde evreii din Vechiul Testament sunt prezentați în scrierile Noului Testament ca beneficiari ai acestei alegeri divine. 9:11. Căci măcar că cei doi gemeni, Iacov și Esau, nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, deci nu post factum, ci cu anticipare, prin previziunea divină, prin Cel ce cheamă. Și în 11:5 citim același lucru. Pentru evreii care sunt mântuiți în timpul perioadei biserici. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Vom reveni la câteva versete de aici din Romani. Vreau să amintim acum câteva categorii de aleși a lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu este un stăpân absolut, nimeni nu-L poate determina pe El ce să facă și El determină toate lucrurile. Astfel, Domnul Hristos este prezentat ca alesul lui Dumnezeu. Și demonii îi recunoșteau poziția aceasta și strigau uneori: știm cine ești. Profețiile lui Isaia, în mod special, îl prezintă pe Mântuitorul ca alesul cerului, să
efectueze lucrarea de răscumpărare, de ispășire. Scriptura ne prezintă că din îngerii creați, unii au rămas în neprihănire, dacă putem spune așa, și ei sunt îngerii aleși, spre deosebire de îngerii căzuți. Referință biblică, 1 Timotei, capitolul 5, versetul 21. Noi, în lucrarea de mântuire și în ajutorul care ne-l dau, beneficiem doar de aportul îngerilor aleși. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, o parte a ființelor cerești, care au beneficiat și vor beneficia pentru veșnicie de pozițiile care le dețin în slujba lui Dumnezeu. Am citit deja că Israelul a fost un popor ales, dar și biserica este un popor ales. Și despre biserică vreau să mai adăugăm câteva versete. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 27 și 28. Fiindcă în Vechiul Testament Dumnezeu a ales un strămoș, a dezvoltat o spiță de neam și alegerea a rămas la o națiune. Dar în Noul Testament parcă alegerea este mai interesantă. Un anumit număr de oameni dintr-un neam, dintr-o localitate, dintr-o parte mai mulți, din alt loc mai puțini, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă, lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Un criteriu greu de înțeles. Dar iată-l, palpabil. Te miri uneori pe cine alege Dumnezeu. Dar se dovedește în urmă că alegerile lui Dumnezeu sunt bune. Nu greșește. Știe ce face. Adăugăm Efeseni 1, de la versetul 5. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. Efectiv, apostolul consideră că totul a fost la latitudinea lui Dumnezeu. Dar a avut o plăcere în a ne alege. Nu-l putea sili nimeni să o facă sau să îl silească să nu o facă. Dar toate acestea le-a făcut spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. Să ne bucurăm de Dumnezeu și lucrările Lui, de alegerea Lui. De asemenea, Scriptura, pe lângă alegerea la mântuire, prezintă și alegerea lucrătorilor în biserică și chiar cei care au fost aleși în Vechiul Testament, spre deosebire de situația preoților care păstrau slujba prin fiilor, în rest, în mod special în cazul prorocilor și în Noul Testament, în mod total în cazul slujitorilor, Dumnezeu alege. Stăpânul iese în vie și își tocmește lucrători. Să citim un verset pentru Vechiul Testament, Psalmul 106, versetul 23, unde este Moise este prezentat astfel. Dar Moise, alesul lui. Și amintiți-vă că atunci când l-a chemat, Moise a încercat să motiveze, să își prezinte situația sa din punct de vedere fizic, dar Dumnezeu a rămas și a insistat până la supărare, aș putea spune. Moise, pe tine te-am ales pentru lucrarea asta. Te duci și o faci. Aron te va ajuta. Hai să mai adăugăm un verset din Vechiul Testament, 1 Cronici 28, cu 5, unde alegerea divină îl arată pe Solomon, ca urmașa lui David. Amintiți-vă că Absalom a vrut să ia tronul. Amnon ar fi fost moștenitor legitim fiind primul născut. Adonia a pretins tronul și s-a răsculat împreună cu Abiatar și Ioab. Și David zice aici, dintre toți fiii mei, căci Dumnezeu mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaun de domnie al împărăției Domnului peste Israel. Și din nou, alegerea s-a dovedit a fi bună. Iar din Noul Testament, în privința lucrătorilor, citim Luca 6 cu 12, unde Domnul a ales apostolii. Aici putem observa adâncimea acestei probleme. Dumnezeu nu este superficial. Și Domnul Hristos s-a cuplat foarte puternic în momentele acelea ca alegerea să nu fie nici de cum greșită. În zilele acelea Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Am auzit un caz recent, într-o biserică, s-a creat un vid de slujitor și păstorul bătrân le-a zis bisericii, cred că este bine să punem doi pe fratele X și Y. Dar biserica, ținând cont de modelul de astăzi, a zis, frate, trebuie să-i alegem în mod democratic. Și au procedat la alegere. Au ieșit trei cu un număr apropiat de voturi. Cei doi, propuși de bătrânul și încă unul. Și au zis, dar
Noi numai doi punem acum. Tragem la sorți. Și primul a ieșit la sorți, primul care l-a nominalizat bătrânul, și al doilea, pe cel de-al doilea nominalizat. Și în urmă au zis frații, nu puteam noi să lăsăm cum a fost propunerea, că a venit de la Dumnezeu? Ei, nu este o greșeală că s-a certificat. Dar ce bine este când alegerea vine de la Dumnezeu. Așa i-a spus Domnul și lui Anania, pentru Saul, viitorul Pavel, ceea ce el nu pricepea în acele momente. Du-te, căci este un vas pe care l-am ales. Și Pavel spune că el a fost ales și pus deoparte din pântecile mamei lui. Citiți în Galateni, capitolul 1. Să trecem acum la a doua parte, la a analiza chemarea și efectele ei. Chemarea divină, așa cum apare ea în Noul Testament, este redată prin expresiile chelo, a chema, un nume, sau proskaleo, a chema la sine. Domnul face chemare, îi cheamă pe oameni pe nume la el. Chemarea este prin Evanghelie și chiar lucrătorii despre care am vorbit sunt chemați să lucreze tot în Evanghelie pentru a efectua alte chemări și a desăvârși alegerile celor chemați. Să citim câteva referințe. Matei 22, versetul 9. În pilda anunții fiului de împărat, după o sesiune care s-a soldat cu un eșec, stăpânul sau împăratul a zis, duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Pentru că nu toți oamenii de-a lungul istoriei au avut parte de chemare. Doar cei la care a ajuns Evanghelia. Ceilalți vor fi judecați după măsura cunoașterii lor și a determinării conștiinței. Și Mântuitorul a preconizat și lucrează în privința aceasta. Duhul Sfânt este în acțiune. Ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului și să fie oameni chemați din toate națiunile. Pentru ca profeția apocaliptică să se împlinească. Adăugăm Roman capitolul 10, unde cele două aspecte ale trimiterii celor aleși în lucrare și a chemării se regăsesc împreună, de la versetul 14 la 17. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimeși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pace, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne înțelegem trimiterea, potrivit cu alegerea care am avut-o, fiecare dintre noi. Să spunem altora. Și Scriptura se încheie cu un astfel de apel în cartea Apocalipsei, capitolul 22. O chemare prelungă, un ecou care încă nu s-a stins. Versetul 17. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să spună vino. Și celui ce este sete, până nu vine Domnul, să vină cine vrea să ia apa vieții fără plată. Pentru că odată ce Domnul va veni, chemarea va fi stopată și numărul celor aleși va fi încheiat. Acum vreau să ne oprim în dreptul celui mai important lucru pentru noi. Răspunsul uman la chemarea lui Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 31, versetul 18, este dezvăluită procedura lui Dumnezeu. Aud pe Efraim bocindu-se, mai pedepsit și am fost pedepsit, ca un juc nedeprins la juc. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, că tu ești Domnul Dumnezeul meu. Ați reținut? Întoarce-mă tu și mă voi întoarce. Întoarcerea nu ne aparține nouă. Dumnezeu ne întoarce și noi ne întoarcem când ne întoarce El. Adăugăm și alte versete. Citesc acum din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Și apoi, versetul 19, și puneți-le unul lângă altul.
Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Cum? Dumnezeu ne întoarce sau noi ne întoarcem? Dumnezeu ne întoarce. Dar noi trebuie să ne întoarcem când ne întoarce Dumnezeu, că mai târziu, dacă vom vrea noi să ne întoarcem, sau mai înainte, dacă am fi vrut, noi singuri nu ne-am fi putut întoarce. Nu Dumnezeu ne dă telefon, folosesc o imagine, și noi suntem cu mașina în pană, ne urcăm și mergem la El. El vine după noi și ne repară mașina, ne-o întoarce și noi acceptăm să ne întoarcem cu mașina reparată de El și condusă de El. Aceasta este procedura de mântuire, aportul în raport combinat al lui Dumnezeu cu al omului. Omul poate să accepte sau poate să respingă. Acceptarea trebuie să conțină credință și pocăință. Aceste două elemente le-am mai nominalizat în lecțiile trecute și vor fi detaliate într-una din lecțiile viitoare. Dar acum aici trebuie totuși să notăm că o credință fără pocăință nu determină decât o recunoaștere, nu o întoarcere. Dar o pocăință care ar fi o întoarcere fără credință nu este realizabilă, nu se poate. Mântuitorul spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Să amintesc două versete, Ioan 6, 29. Dar Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și fapte 17 cu 30, aspectul celălalt al pocăinței, de asemenea realizabil numai și numai în Domnul Hristos, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dar pocăința nu se poate realiza decât prin credință, că în aceeași predică Pavel zice, Dumnezeu nu trebuie să credem că ia forme idolatre. Bine este să-L acceptăm și dea Domnul atunci când suntem chemați să lăsăm totul și să-L urmăm cu toată inima și fără să ne mai uităm înapoi, că o privire înapoi ne poate costa. Ce se întâmplă atunci când un om respinge oferta divină? Ioan 5:40. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Cu ce tristețe a spus Mântuitorul aceste cuvinte. Voi cercetați Scripturile, spunea în aceeași predică, socotind că în ele aveți viața veșnică, dar ele mărturisesc despre mine. Paradox. Spuneți că vă place legea și Scripturile Vechiului Testament în întregime, dar pe mine nu mă acceptați. Efectiv, nu vreți. De aceea și apostolii spuneau, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă prezint o întâmplare reală care relefiază într-un fel greșeala omului în a-L respinge pe Dumnezeu în oferta sa. În urmă cu mai mulți ani, un tânăr într-un oraș din California, Arlington, la un joc de poker, într-un moment de supărare, și-a ucis partenerul cu pistolul. Potrivit legislației, a fost condamnat la moarte. Dar fiindcă era dintr-o familie cunoscută și apreciată, au sosit pe adresa guvernatorului foarte multe cereri de grațiere. A fost o mișcare în masa de oameni. El a fost sensibil la cererea lor și a plecat la penitenciar să ducă el însuși grațierea condamnatului. Dar s-a îmbrăcat în haine bisericești. Acel tânăr din închisoare, pe nume Jim, când l-a văzut, a zis, n-am nevoie de predici, mie nu-mi place Biblia. Guvernatorul a insistat, te rog, lasă-mă doar să spun pentru ce am venit și dacă nu ești de acord, mă retrag. Doar te rog, lasă-mă să-ți spun. N-am nevoie. Și fiindcă cel care vroia să-l salveze, guvernatorul a insistat de mai multe ori, la un moment dat, condamnatul a strigat, gardian, du sutana asta de aici. Și guvernatorul s-a retras. A plecat și la scurt timp i s-a spus deținutului, știi cine a fost? Guvernatorul Californiei avea la el grațierea ta, dar a vrut să te sensibilizeze și să te facă să înțelegi că și Dumnezeu poate să-ți dea iertare dacă ai acceptat să te pocăiești și să primești iertare. Când a auzit urgent, a cerut o foaie și ceva de scris, domnul guvernator, vă implor, mă umilesc până la ultimul grad, mai reveniți odată sau
acordați-mi grațierea care de drept ați acceptat-o. Și când cererea lui a ajuns la guvernator, a citit-o, a întors-o pe verso și a scris: cazul nu mai prezintă interes, clasat. Exact așa ceva se va întâmpla și s-a întâmplat cu atâția care au murit deja, fiindcă au respins chemarea divină în forma scripturală, așa cum le-a venit din partea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei de lângă noi, ca Dumnezeu să-i cerceteze și să primească Evanghelia. Să mai privim o dată la cazul Esau. Deci, Dumnezeu a ales pe Iacov înainte ca cei doi gemeni să se nască. Și foarte interesant, ei nu s-au născut unul după altul ca Dumnezeu să fi văzut că primul e bun, să-l fi ales pe el și celălalt să fie doar așa, ca un fapt istoric. Și nici n-a fost cel rău întâi ca să spună: dacă acesta nu e bun, aleg pe celălalt, că poate e mai bun. S-au născut deodată. Dar Dumnezeu a decis, înainte de nașterea lor, care va rămânea și care se va pierde. Abordând superficial problema aceasta de la versetul 14, se naște o întrebare. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Dar Dumnezeu nu are o plăcere arbitrară. El este drept și El cunoaște totul. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Amintiți-vă când doi apostoli au cerut: Doamne, te rugăm, lasă-ne unul la stânga și unul la dreapta. Și le-a spus Domnul: locurile acestea sunt rezervate. Dar a zis: nu sunt rezervate la întâmplare. Există un pahar pentru fiecare loc, o lucrare pentru fiecare destin. Esau, am putea spune că îi reprezintă pe cei născuți în biserică, în familiile credincioșilor, dar care, atunci când cresc mari, resping harul lui Dumnezeu. Esau a avut dreptul de întâi născut în mână, dar spune Scriptura că l-a neglijat, l-a vândut. Și în Evrei, capitolul 12, ne sunt date niște detalii care nu ne lasă să nu înțelegem de ce Dumnezeu l-a respins pe Esau. A spus clar: pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. 12:15. Lua seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, că și Esau a avut har, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mult să fie întinați de ea. Veghea să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. A irosit timpul de har și procedura divină de atribuire și nu a mai putut fi salvat. Cât despre Iacov, s-a dovedit în viața lui că s-a luptat pentru neprihănire, pentru binecuvântare și a rămas credincios lui Dumnezeu, deși a avut greșelile lui. Mai departe, în Roman 9, este dat cazul lui Faraon. Dumnezeu l-a suportat atâta vreme și în final l-a considerat un vas fabricat pentru a fi distrus ulterior, cum Faraon a fost omorât în Marea Roșie. De ce l-a creat Dumnezeu și ca el mulți alții națiuni întregi, conducători de stat? Amintiți-vă că Moise și Aron au vorbit lui Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul. Dumnezeu i-a dat dovezi clare și în mod repetat. Dacă veți citi în cartea Exod, Faraon și-a împietrit inima și la un moment dat Dumnezeu i-a împietrit-o de tot. Așa a spus Mântuitorul: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Ca cei care văd și nu vreau să vadă, să ajungă orbi. Adică dacă vezi că Dumnezeu te cheamă și înțelegi și te opui și vinzi lucrurile sfinte pe lucruri firești, nu le prețuiești la adevărata valoare, îți pierzi dreptul. Acestea echivalează cu un refuz, direct sau indirect, prin exprimare sau prin fapte, și te pierzi. În lucrarea de ispășire, de mântuire, în planul acela veșnic de la început și realizabil, în definitiv, în împărăția lui Dumnezeu, toate lucrările au fost predestinate prin actul voinței și suveranității lui Dumnezeu. El a vrut așa și El le controlează ca să iasă așa.
După cum zicea Solomon, și ai zis tu, Doamne, prin gura ta, împlinește acum cu puterea ta. Citim din Fapte 4:28 acest adevăr. Aici accentul cade pe ceea ce se întâmplase cu Domnul, moartea, învierea și celelalte evenimente. Toată procedura preoților și a lui Pilat n-a fost altceva decât ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Ei doar au executat, din nefericire, în mod negativ pentru ei, planul lui Dumnezeu. Și acum trecem la Efeseni 1 și citim de la versetul 11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, prin chemare, Evanghelia mântuirii voastre ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu și totodată de mulțumire. De aceea, trebuie să evităm extremele. Extrema predestinării a celor care cred că Dumnezeu îi va mântui pe unii, iar alții nu au nici de cum șansa aceasta. Asta aruncă creștinătatea în pasivitate. E treaba lui Dumnezeu. Așa i-au spus, mi se pare, lui William Carey niște bătrâni din vremea lui: tinere, dacă vrea Dumnezeu să-i mântuiască pe păgâni, o va face. Dumnezeu nu o poate face fără să-i cheme prin Evanghelie. Și altă extremă este a alegerii umane. Dumnezeu a pus mântuirea pe bolta cerului, noi toți o vedem, predicăm dodejde, cade la noi. O preluăm și o valorificăm. Asta ne aruncă în extrema dobândirii mântuirii prin fapte. Și nu-i prin fapte, că e prin jertfă, e ispășitoare. De aceea trebuie să acceptăm lucrarea Harului Divin în colaborare cu omul. Adică tot face Dumnezeu, dar El colaborează cu noi. Noi ne întoarcem când ne întoarce El. Nu noi am ales, El ne-a ales. Noi doar ne întărim alegerea. El ne-a chemat. Noi doar am acceptat chemarea. Și acum câteva versete care dovedesc aceste adevăruri. Marcu 13, de la versetul 20. Aici e vorba despre cei aleși și lupta care se dă pentru alegere. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Versetul 22. Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Deci Dumnezeu îi va păzi pe cei aleși, dar versetul următor este o sesizare pentru noi. Păziți-vă! Iată că vi le-am spus mai dinainte. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, spune Petru, dar trebuie să ne păzim și noi. Grija noastră este să rămânem în protecția lui Dumnezeu și asta o asigură El. Nu noi păzim granițele, noi stăm în granițele acestea. Apoi, Fapte 13, versetul 48, neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Versetul acesta sună a predestinație totală, nu? Ăștia au fost rânduiți și au fost cuprinși în număr. Dar versetul 43 dovedește partea cealaltă, conlucrarea omului. Și după ce s-a împrășteat adunarea mulți din iudei și din prozeliții evlavioși, au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei, și îndemnau să stăruiască în Harul lui Dumnezeu, să valorifice Harul lui Dumnezeu. Și cunoașteți, cred, am mai citit noi îndemnul lui Petru: dați-vă și voi toate silințele, pentru că în final, dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 10 din a doua Petru, capitolul 1. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea
și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Doamne, ajută-ne! Și ultimul verset este din Apocalipsa 17 cu 14. Partea a doua versetul. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Să rămânem credincioși chemării și alegerii lui Dumnezeu și vom fi biruitori. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.